Salutare acolo, MCN-ul aici, Micuțu Cosmine Delcu sunt și te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe Emil Nepot. Emil este un băiat din Ferentari care face o treabă absolut minunată cu clipurile lui de pe YouTube sau de pe TikTok, pentru că le mai face și pe TikTok. Face treburi amuzante și face și treburi frumoase pentru comunitatea lui din Ferentari și îl felicit încă o dată pe această cale. Așa că te invit să urmărești podcastul ăsta până la capăt și, bineînțeles, aș vrea să le mulțumesc frumos sponsorilor acestui podcast și anume zidoshop.ro. Dacă vrei să-ți începi un podcast sau pur și simplu ai nevoie de instrumente muzicale, microfoane, căști, etc., intră acolo și sigur o să găsești ceva ce-ți place. După care aș vrea să salut acolo Fine Store. Finestore.ro, intrați acolo dacă aveți nevoie de băuturică, că acolo e cea mai bună băuturică, la cel mai bun preț. Și bineînțeles, Yup! Let's Yup! Aveți link aici în descriere, pentru că a apărut Yup 2.0. O să zic asta o perioadă, pentru că, sincer, după ce l-am încercat, mi-a plăcut enorm. Comparativ cu fostul device, în primul rând, podul are mai multă substanță care are CBD, care CBD-ul e foarte bun, gustul mi se pare că a devenit mult mai bun și așa mai departe. Deci te invit să încerci dacă n-ai făcut-o până acum, mai ales că sunt români de ai noștri. Salutări acolo la Stand Up Barbershop, ciobănașului numărul 4, băieții noștri, care tund ca nimeni alții și acolo merg și eu de fiecare dată, deci s-ar putea să ne întâlnim. Și bineînțeles, multe salutări și blânde îmbrățișări membrilor canalului nostru. Le mulțumim că stau aici lângă noi. Să știți că avem tot felul de surprize pregătite pentru voi, unele pe care le așteptați deja, altele pe care nu. Ne cerem scuze încă o dată că am luat o pauză atât de lungă, dar fiecare om are perioade și perioade. De aici, de la MCN Podcast, vă salutăm! Ce să, bine ai venit! Bine te-am găsit! Am dat drumul? Am dat drumul, da. Îți mulțumesc frumos de invitație. Dar nu e de ce. Chiar. Nu mă așteptam, a venit așa ca o surpriză extraordinară. Fun story. Mi-ai dat două like-uri la poze înainte să-mi scrii. Mm-hmm. Și i-am trimis prietenului meu. Bă, îmi dă like-uri la poze, bă, mă urmărește, bă, nu cred. Și cum sunt prietenii mei? Se poate înjura? Da, puteți să înjurați. Dă-te, mă, pula mea, ți-a dat la like, îți dai seama ce ai făcut. Da. Și după aia mi-ai scris când eram cu ei și am văzut acolo. Stai să intrăm să vedem dacă este chiar dânsul. Și am avut o criză. Efectiv am avut o criză. Alergam prin casă când am văzut. Salut, nu mai vrea să-mi fii invitat la podcast? Nu știu, nu avea rost întrebarea, nu știu, trebuia, vino bă, eram și atunci, dacă îmi spuneai, hai îmbracă-te că vii la, atunci mă îmbrăcam și veneam la podcast. Îți mulțumesc frumos. Chiar a fost, asta e cea mai bună luni, zi de luni din viața mea, efectiv. M-am întâlnit cu Mihăiță din Berceni, mm-hmm, și acum cu tine. Ce poate fi mai bun pentru o zi de luni? Oare ce mai face Mihăiță în Berceni? E bine, am făcut un story cu el, bineînțeles cu plată, că e vedetă. A, da? Da, bineînțeles. Percepe taxă? Percepe taxă, o taxă modică, da, percepe. Care a fost? 10 lei a fost. 10 lei, da. Story-uri? 10 lei story-uri, ori 10 story-uri pe zi, țigările și ce mai de scos. Da, zicea lumea la mișto la show-uri așa când făceam poze după. Că era tot timpul asta li se părea amuzant, că stau eu, unul dintre ei zicea, stați că treceți pe la mine 10 lei poza. Și tot timpul mi s-a părut o măgărie, dar uite că nu e pentru toată lumea. Hai că Mihăiță în Berceni. A văzut oportunitatea și a luat-o. E oportunitatea lui și a luat-o. Dar el cântă sau ce face? El face ceva genul ăsta? Nu cântă. Eu îl văd pe Mihăiță din Berceni, știi, pe Beetlejuice? Pe ăla din America cu... Da, da, da. Fix așa îl văd Beetlejuice de România, mm-hmm, de Berceni. Ce zici că apare dacă zici de mai multe ori în oglindă Mihăiță din Berceni? Nu știu ce să zic, dar... Contra unei sume modice, îți dai seama. Contra unei sume modice, da. Deci zici... Mihăiță din Berceni, Mihăiță din Berceni, Mihăiță din Berceni.
Da, 50 de lei. Cel mai frumos lucru a fost cum mi-a spus că e cu taxă story-ul ăla. Nu vorbea cu mine, efectiv vorbea cu alți băieți care erau acolo la frizerie, că acolo m-am întâlnit cu el, și a spus, hai fac și un story cu băiatul ăsta, îmi bagă și mie 10 lei. A, deci... a fost așa, nu mi-a spus mie, bă, trebuie să-mi dai 10 lei. A fost așa, cu șustă, a fost smooth. Deci măcar are bun simț așa, deși pare că n-are. Să știi că Mihaiță din Bărșeni, încât l-am cunoscut eu 5 minute, e un băiat cu bun simț și îți face și pula mare ca idee. L-am pus la mine pe story și băiatul ăsta face K1, e boxier, e bun de tot. A, asta i s-a părut lui așa, deci da, te-a văzut, a zis băiatul cu K1. Nu mă cunosc, nu m-a văzut în viață. Băiatul ăsta e bun rău de tot, aveți grijă că e boxier. Prezimul Mihaiță, te pup frate, da. Mai dau 10 lei. Am văzut pe de altă parte că tu, adică tu chiar ai bun simț. Și s-a văzut în story, că am văzut și eu story-ul ăsta cu Mihaiță în Berceni, și s-a văzut pe tine că erai un pic prins așa la mijloc, adică între oamenii care te urmăresc și Mihaiță în Berceni, care zicea că ești mare K1-ist. Bine. Și aveai așa băta asta de bun simț, așa, hai mă Mihaiță, nu mai spune mă, că bine, nu e. Oamenii care mă urmăresc știu cine sunt în mare parte și de-aia râdeam, că dai seama, era panarabă. Dar asta e că nu râdeai, aveai așa, erai un pic pus stângeni, în dificultate. Da, erai un pic stânjeni. Eu vreau să te felicit, dacă toți suntem la capitolul ăsta, eu vreau să te felicit pentru clipurile tale, sketch-urile pe care le faci, că sunt sketch-uri până la urmă, astea cu părinții, care mi s-au părut absolut senzaționale, astea cu copiii, care mi s-au părut absolut senzaționale, copiii din cartier, și cu sinceritatea lor, mi se pare că ai prins perfect... Și de mult mi se pare că n-a mai apărut cineva să prindă perfect o caracteristică a unor personaje de genul ăsta. Cum sunt copiii ăștia care sunt foarte sinceri, că nu știu oamenii dacă știu exact dacă te-au văzut în vreun clip, eu sper să da, dar chestia asta, când în primul rând că ai filmat, te-ai gândit și ai filmat, ați filmat de fapt că ești și Nicuieci, ați filmat de sus... Și tot timpul ești tu așa care te uiți la cameră. Se dau point of view ăla. Da, da, da. Exact de e copil. POV-ul ăsta al doamnei care merge prin cartier și copilul care mai face o schemă și hai să vă arăși cu muci. Iar aia de sinceritate așa cu, da, dar ce grasă sunteți. Bă, m-a rupt efectiv. Mă bucur că ți-au plăcut, chiar mă bucur. Mult. Eu sincer m-am gândit la sketch-urile alea, le gândesc. Și care e publicul meu? Mă gândesc mai mult, bă, sunt copii care râd la treaba asta, dar să știi că nu e chiar așa. M-am întâlnit cu oameni adulți, efectiv, pe stradă, care mi-am, bă, ce-mi plac alea cu copii, ești mișto, bă. Și mă simt bine, așa mă simt, sunt... Da, sunt foarte mișto. Alea cu părinții sunt un pic traumatizante, că... Adică râzi, la un moment dat, uite cum a fost aia cu părinții care vin de la ședință, de la ședința cu părinții vin acasă și aia cu maică ta așa care... aia mi s-a părut foarte bună că am și notat-o, aia cu 2 la biologie, mă, cum mă 2 la biologie cu celule, cu astea, nu știi? Asta mi se pare extraordinar, că mi-am dat seama după aia că într-adevăr părinții au chestia asta așa de, bă, aia cu celule, deși ei habar n-au la rândul lor. E de șoc. Mama odată a vrut să mă ajute la teme când eram prin a noua, nu știam absolut nimic, eu eram praf la matematică din toate punctele de vedere, și mama, ce mă, nu știi? Te ajut eu. M-a și bătut, a făcut tema cu mine cum credea ea că e bine și nu cred că exista notă mai mică pe care putea să mi-o dea profesoara. 2 mi-a dat, pe nota pe ce a făcut mama. Că ea mi-a zis, așa e bine. Eu eram, mamă, nu cred că e bine, așa mai bine mă duc cu ea nefăcută și văd ce au făcut ea. Ca și cum, mâine, copii și eu de la cineva. Nu, că mi-amintesc eu, știu eu de undeva, că așa e. Și mi-a dat doamna, 2 mi-a dat doamna, se dea nu-l sănătatul doamna mea din... Dar la liceu că... Dar nu ți-a dat ție, practic i-a dat maică. I-a dat lui mama, da. Aia a fost singura notă care nu a putut să mi-o reproșeze. Că și după aia a avut că părinții sunt foarte buni și pe partea asta cu scuze. Păi, dar ce știu eu, ce mai mi-amintesc eu de atunci? Cu o zi înainte, nu, e așa, fă, cum exact, zic exact. Eu? Exact, mi s-a părut foarte tare. Voiam să te întreb așa, că ești tânăr, ai 23... 24. 24, ok, mulți înainte. Și înseamnă că e apropiată perioada asta din copilărie așa de tine, e clar și din clipuri. Și voiam să te întreb
în Ferentari, care sunt jocurile copiilor din fața... Pentru că am observat, asta e o chestie foarte mișto, din clipurile tale, am observat că în Ferentari, comparativ cu alte cartiere din București sau din țară, copiii chiar stau la joacă. Stau la joacă din... Afară. Da, stau la joacă din motive foarte simple. Sunt puțin mai amărâți decât ceilalți din alte cartiere și nu-și permit o tabletă. Că îți dai seama, dacă le dai o tabletă, le pui o tabletă în față, cursul stai și ei pe tabletă. Nu o să mai iasă, nu? Da, da. Dacă nu o au și asta, trei au copilăria pe care am avut-o eu și probabil tu, când nu erau. Și se joacă tot felul de jocuri. Bine, pot să spun ce mă jucam eu. Ce? Tenis de picior, efectiv opream o stradă, opream strada. Dacă trecea vreo mașină în momentul în care noi ne jucam tenis de picior, stai așa să terminam serva cu metric, întindeam filou pe mijlocul străzii, nu, întindeam filou pe pătrățelul, ne mai jucam, 1, 2, 3, 4 dacă îl știi și e cu o minge și la care pe 4 e cel mai bun, da, și tot și tot așa. Ne jucam și foarte multe jocuri violente, nu mai știu pe unul cum se numea, dar trebuia la unul să alerge într-un picior și... pe cine prindea, putea să-i dea picioare până se ducea în punctul inițial de unde a plecat el. Era Ali... În cur? Da, da. Ali Ali, da. Ali Ali? Ali Ali, da. Dar tu vezi ce diferență, adică e niște ani diferență între noi și totuși fix aceleași jocuri din perioada aia. Ăla cu patru? Nu, ăla nu era, cred că tot pătrețel. Pătrețel, da. Așa, și altceva? Ascunsele? Rupeam fața ascunselea noaptea. Bine, la un moment dat nu ne mai jucam noaptea, că în Ferentari oamenii își pun sârmele în fața blocului ăia care stau la parter, știi? Și aveam un prieten, da, și aveam un prieten mai înalt, care era foarte, foarte... Și a fost decapitat? Aproape, aproape, aproape. Aproape. Când alerga el să se ascundă, a dat cu gâtul efectiv într-un, efectiv cu gâtul într-o sârmă de aia, nu știu în ce era prinsă, că nu s-a smuls efectiv deloc, era bine pusă, era pusă de bărbatul cuiva, i-a zis nevastă să bă, pune bine sârma asta, că... și când a dat cu gâtul s-a dus efectiv pe spate, a căzut pe spate și avea o chestie așa, o chestie aproape de decapitare, semi-decapitare. Deci asta e cravată de Ferentari. Da, 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 da. Dar din greșeală, provocată de jocurile copilăriei, în niciun caz de alte chestii la care s-ar putea gândi oamenii. Că se gândesc. Se gândesc. De asta am și vrut să începem cu asta, cu jocurile din copilărie, pentru că setezi un teren comun, știi? Că oamenii au senzația asta, că bă, dacă e Ferentari, e total diferit de ce am trăit ori noi românii, că se ia și pe partea asta, noi românii care noi ne jucăm... că la noi e bambilici. Nu e pătrățel. Așa, unul la mână și doi la mână, te gândești iarăși că, sau probabil se gândesc oamenii, că fiind o zonă defavorizată, copiii n-au asta ca preocupare. Nu, ei nu se joacă. Ei au griji automat. Copiii nu au griji. Copiii nu au griji, indiferent cât de amărâți sunt, cât de săraci sunt. Erau chiar în fața curții mele, erau trei copii mici, 6-7 ani. Nu aveau efectiv ciorapi în picioare. Nu, că mi-a rămas asta pe retină. Nu aveau ciorapi în picioare și afară era frig. Și erau într-o pijama ceva și se jucau cu vărul meu la mic, se jucau leapșa sau numai ce se jucau ei. Dar efectiv vedeai bucuria pe fața lor, nu știu. Pe mine, eu am rămas, eu când am venit din Anglia, primul lucru... Eu așa m-am decis că nu aș mai vrea să mai plec. Eu am o latură sensibilă pentru copii, sincer. Când sunt copii amărâți, pe mine m-a lovit, știi? Și ieșeam din magazin, gen exact cum am ajuns din Anglia, ieșeam din magazin de la unchiul meu și aveam o mandarină sau o clementină, mână, ceva, banan. Și s-a uitat un copil la mine, clementină, și m-a zis, ce e? Și clementină. Și el, vrei tu? Ia-o. Și da, mulțumesc. Și s-a dus și am părțit-o cu fratele mai mic. Și erau amândoi atât de fericiți. Doamne, ăla a fost momentul meu de, bă, eu pot să fac și încerc să fac o mică schimbare aici, știi? Dar e și chestia asta, înainte să ajut pe alții, trebuie să mă ajut pe mine. True that. Ca să pot să ofer acel ajutor. Dar e, nu știu, am rămas blocat. Sunt super copii diferent, chiar sunt super mișto. Mulți nu se duc la școală, chiar un
primul copil care mi-a spus, te cunosc după TikTok, îl știu, stă foarte aproape de mine, e destul de măricel și nu a fost niciodată la școală, nu s-a dus niciodată la școală, dar mi-e foarte drag copilul, e foarte isteț, foarte, foarte sprinten, știi, și în gândire chiar. Și nu a fost niciodată la școală și vine o situație mai complicată acolo, doar că nu știu cum să îi abordez părinții în așa fel încât să-i propun, bă... Vezi, asta e, că te situezi exact în punctul ăla de ce ai zis mai devreme, că în primul rând trebuie să-ți faci ție bine și după aia de bea, unul la mână, și doi la mână, din păcate asta cu binele, cu forța, nu se poate. Da. Că îmi dau seama cam care e conjunctura, că și eu am mai întâlnit chestii de genul și în general mi se pare că a fost și cazul ăla care e absolut celebru cu, la noi în țară, cu Cătălin Moroșanu și cu băiatul ăla din Iași, da, cu văzut, calul. L-am văzut. Știi? Și te chinui, te zbați, faci jos de bani să-l ajuți pe om. Asta și pentru că îți dă ție, să nu ne căcăm pe noi, îți dă și ție, da, o... bineînțeles, bineînțeles. Și vizibilitate și îți dă și senzația asta de, uite ce om bun sunt eu. Eu nu am înțeles niciodată chestia asta la oameni cu fă bine în liniște sau fă bine, dacă poți să faci un bine, bine, nu nici căcaturi de alea de te duci să-i dai unui om ceva de mâncare și îl filmezi sau ceva de genul. Ceva ce poate să inspire și pe alții, știi? Dacă poți să faci treaba asta, de ce să nu o faci, de ce să fie în liniște la modul, uite, ca să dau un exemplu, eu i-am cerut bani băiatului ăla care tot dă bani pe TikTok, Victoraș Micul. Am văzut. Nu? Din punctul meu de vedere, care... Stai să povestim și oamenilor. Deci chestia... Da, stai liniștit, nu trebuie să-și cer scuze, dar în fel. Deci Victoraș Micul e băiatul ăla care a aterizat cu elicopterul, nu mai știu unde, căcat. Așa. Și perceput ca fiind un arrogant bastard și cel copil mai probabil de bani, gata. E, da. Dar nu se știe niciodată. În fine, și el, că am văzut că asta se practică pe TikTok, sunt niște battle-uri sau ceva genul, în funcție de cât donează lumea, tu câștigi battle-ul respectiv, exact. Corect? Da. E, și el intră la anumiți oameni cunoscuți de acolo de pe TikTok și donează așa. Și tu ai zis, bă, dacă tot donezi 1000 de euro, uite, donează mie 5000 de euro și eu cumpăr pentru toți copiii de aici indiferentari, cum era, hăinuțe, asta am, e zis, am spus, ideea inițială era, nu știam exact ce voiam să fac cu banii, dacă voiam să iau 5000 de euro și să-i duc în 5 familii ca să îi simtă, sau să fie ceva de genul, să mă duc să fi cumpărat haine și așa mai departe, să fi făcut mai mult bine, dar mai mic. Uhum. Mai multor oameni. Nu știam exact ce voiam să fac. A fost un pic impulsiv. Că aveam chestia asta în cap. Mulți mi-au spus să nu fac videoclipul ăsta, că eu vorbesc, eu mă consult cu prietenii mei, mă consult cu mama, mă consult cu tata. Și mi-au spus, bă, nu mi se pare ok să faci videoclipul ăla. Mie mi-am fost, bă, de ce? Mie mi se pare ok, că nu-i cer bani pentru mine. Și dacă tot îți faci pula mare, că, bă, dai 2-3 mii de euro doar să câștige unul un battle, dă-mă mie 5 mii. Și facem în felul următor, facem clip pe YouTube, tu îți faci reclamă, că până la urmă asta vrei să-ți faci reclamă, mie îmi crește canalul de YouTube, că până la urmă asta e, și plus. Asta a fost foarte frumos, că ai și spus ce câștigă fiecare din treaba asta, incluzându-te pe tine. Exact. De ce să fiu ipocrit și să zic că fac totul numai... Frate, toată lumea câștigă din ecuația asta, din punctul meu de vedere. Pentru că videoclipul o să facă vizualizări pentru că e ferentari, copii amărâți și... asta, tu o să-ți faci treaba ta pe partea de marketing, mie o să crească canalul și asta, și plus, dar dragostea pe care o am eu pentru ferentari și pentru copiii din ferentari. Și toată lumea câștigă, din punctul meu de vedere. Cam asta a fost în capul meu. Ce s-a întâmplat? Nu am primit niciun răspuns. Bine, nici nu mă așteptam să primesc un răspuns. Eu am fost mai mult, bă, un impact. Poate nu-l vede el, dar poate îl vede altcineva, știi, care ar fi interesat, care are o firmă și zice, bă, hai să facem treaba asta. Deocamdată sunt mic pe YouTube și nu pot să mă ridic cu pretenții, dar eu aș vrea să fac multe și asta e multe și repede, știi, de obicei. Păi da, iarăși ăsta e alt motiv pentru care te-am invitat, că rar se întâmplă să vezi oameni de vârsta ta care să fie implicați în comunitatea în care trăiesc. În primul rând să cunoască termenul de comunitate, că și asta e important. Că oamenii nu prea înțeleg că nu trăiești singur. E foarte complicat în România să înțelegi că mai trăiești și alți oameni pe lângă tine și tu pe lângă ei.
unul la mână. Asta o vezi și în trafic, de asta n-ai carnet. Ai zis că n-ai carnet pentru că nu suporți carnet, trafic. Am carnet, dar nu am pardon, mașină. N-ai mașină, pardon, că nu suporți trafic. Și în momentul în care vezi oameni că sunt implicați în comunitatea lor și înțeleg termenul, mi se pare că trebuie să le dăm toată atenția din lume, pentru că doar așa cred eu că putem să evoluăm în țara asta care și așa e vai morții. Pot să spun de unde am luat chestia asta? Eu urmăresc un tip, Dave Chappelle. Știi, un stand-upper foarte bun din America, mi-e place foarte mult de el. Mi se pare că a devenit mai mult decât un stand-upper, un bătrân înțelept care stă și vorbește și lumea ascultă, efectiv. Asta mi se pare că a devenit el și vorbea la un moment dat de chestia asta cu de ce s-a mutat el la țară, pe unde stă el, că chiar am uitat. Dar el stă într-o comunitate mică. Nu e chiar la țară, dar da, e un orășel. E un orășel mic, da, unde Focșani. Stă el. Și, da, și explica el de ce a ales să se mute acolo în loc să se mute în LA sau să stea în alte orașe, știi? Și a spus, pentru că asta cu schimbatul lumii e o chestie relativ imposibilă. Nu poate nimeni să schimbe lumea, dar fiecare dintre noi poate să aibă un impact cât de mic asupra comunității în care trăiește. Și at the end of the day, asta o să ducă la schimbarea aia mai mare. Dacă fiecare se focusează pe comunitatea în care trăiește, să o facă un loc mai bun, știi? Și da, m-am gândit, Ferentari, cel mai amărât cartier din București, eu sunt acolo, am crescut acolo, până am plecat în Anglia la 16 ani, m-am întors acum, dar știu cum e, știu. Și poate putem să schimbăm ceva, poate putem, nu știu, câțiva copii, că am mai avut chestia asta, comentarii la videoclipul ăla când îi ceream bani lui Victor Așmicula, că da, părinților de ce nu se duc la muncă? Coaie, de ce contează de ce nu se duc părinții lor la muncă dacă tu poți să ajuți un copil? Ce contează că părinții lui sunt drogați sau sunt la pușcărie? Ce contează? Nu are nicio relevanță. E un copil, dacă vrei să faci dacă vrei să faci un bine, fă-l, dacă nu, vezi de treaba exact. Ta. Atâta tot, nu e chestia asta cu a, dar de ce? Dar părinții lui unde sunt? Dar nu contează, n-are nicio relevanță. Deci da, ăștia sunt niște oameni răniți, la rândul lor, îți dai seama, care comentează chestii de genul. Că nu trebuie să le iei personal. Îmi dau seama că acum începi ușor să te confrunți și cu hate-ul. Dar nu trebuie să iei nimic personal de acolo, că de obicei niște oameni întunecați și răniți și... Nu-l iau neapărat personal când e vorba de mine, când îmi spune unul, bă, nu ești amuzant, sau bă, du-te în pula mea, bă, cu glumele tale până la urmă, când mi-apar pe foriu de 4-5 ori, dar o glumă bună n-ai zis. Păi pe mine nu mă rănesc chestiile astea, pe mine mă rănesc mai mult chestiile legate de, nu știu, dacă eu am o dorință pură față de ceva și vine cineva efectiv să bage tot felul de motive, că da, mă, de ce nu se zice, nu contează, poate e la pușcărie, poate doarme, nu contează, dar are nicio relevanță. Dacă eu pot să fac copilul ăla să treacă iarna asta, să aibă bocan și ciorapi în picioare și o gecuță, bă, e bine, pe mine nu mă interesează ce facem, să fie sănătos. Cum ai ajuns tu să te naști în Ferentari? Păi părinții mei sunt acolo, părinții mei, tata e român, mama e țigancă. Și bine, și tata a crescut în Ferentari, că stă în București de foarte mult timp. El e din Botoșani. Din Botoșani, acolo s-a născut, dacă nu mă înșel, tata, dacă greșești ceva, iartă-mă. Dar știu că de mic copil a stat în Ferentari și mama tot așa, după timpul lui Ceaușescu, ei stăteau în altă parte, în altă zona Bucureștiului, unde îi repartizase și unde aveau apartament, tata i-a luat acolo și a venit să-și facă casă în Ferentari. Și au crescut acolo, copii mici, acolo m-am născut și eu, acolo am crescut și eu. De ce casă? Stai la casă în Ferentari? Da, stau la curte. E o casă, cum să zic eu, ok din toate puncte de vedere, din ce am văzut în clipuri. Dacă e să comparăm cu ce am văzut în clipuri tot la tine, garsoniera aia din Ferentari sau cum sunt blocurile alea de garsoniere care îți vai morților. Chestia e în felul următor. Blocurile alea de garsoniere sunt o porțiune foarte mică din Ferentari. Sunt 3 sau 4 blocuri de garsoniere unde sunt efectiv sub orice critică. Mai sunt blocuri de garsoniere, dar sunt cât de cât ok. Spațiu mic, în grămădeală, în fine. Doar că alea sunt 3-4 blocuri și toată lumea vede Ferentari decât blocurile alea. Dar sunt multe, multe. Dacă Lux în Ferentari și în apropierea Ferentariului Rahova, ce sunt la unele case, efectiv, eu am înnebunit. Am trecut prin Rahova foarte aproape de casa mea și o casă foarte frumoasă, extraordinară. Și aveam un fucking Lamborghini la poartă. Și stăteam în Rahova, margine cu Ferentari. Poate era cineva în vizită.
Am glumit, am. Și casa era... Era pe stil american. Era altceva. Da. Și ai tăi, ai idee cum s-au cunoscut? Da. Mai mei s-au luat de mici copii. Sau au fost prieteni când aveau 15-16 ani. Sau au făcut nuntă. Și ulterior am apărut eu când avea mama 19 ani și tata 18 ani. My God! Da, e așa. Deci ai tăi sunt... Câți ani au ai tăi acum? Mama... Fac 24. Mama 44 face anul ăsta. Wow. Și tata face 43. Wow. Sunt tineri, da. Sunt tineri și frumoși, wow, amândoi. Ce tare, bă, băiat. Wow. 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 Și cum sunt acum? Adică care e relația lor? Că bănuiesc că... Relația mamei cu tata e una de lungă durată, tumultoasă, cum se mai întâmplă când cum se întâmplă când stai cu un om 24 de ani să fie asta, dar ei se iubesc și mi se pare că au găsit echilibru perfect între familie, pentru că mama e o femeie foarte familistă și foarte iubitoare, mult prea iubitoare dacă mă întreb pe mine, mult prea în sufletul tău câteodată, mai mereu. Dar știi că se uită, nu? Eu stai seama că se uită, te pup, mamă. Te știi și tu că așa ești. Și acum îți deschid ușa și să vină aici. Mamă, mă bate. Mă bate pe bune. Păi primele mele videoclipuri de pe TikTok erau când mă bate mama. Astea au fost videoclipurile mele virale, când o enervam pe mama și scoteam mama papucuri din picior și arunca efectiv. Așa apare și ea? Da. Dar n-am văzut asta, îmi pare rău. Astea sunt pe TikTok-ul vechi, pe ăla mi-am luat bani, nu mai am niciun videoclip de acolo. Chiar îmi pare rău, dar s-ar putea să mai găsesc videoclipul ăla să ți-l arăt, e comedie pură. Mie îmi place să o enervez pe mama la nebunie. Și tata este genul de om, a crescut fără tată. Și a știut cât de important este să ai un tată. Și pentru asta îl apreciez pentru totdeauna. Și am realizat treaba asta de curând. Am realizat-o acum câțiva ani. Când eu veneam de la club, am avut cea mai tare noapte din viața mea, efectiv. Am venit acasă la 6 dimineața. Stai, de ce ai avut cea mai tare noapte? M-am distrat. M-am distrat. A fost mișto. A fost un grup mișto de fete, de prieteni. Am dat și muie. Încântarea băiatului tânăr de... A fost mișto. A fost mișto, m-am distrat. Și îți dai seama, după ce dai o muie în baie, dai apetită, după aia ieși, după aia te mai distrezi puțin în club. A fost mișto. Overall a fost mișto rău. Și am ajuns acasă la 6 dimineața, 7 dimineața, eu eram, wuuu, party! Și tata săracul era să îmbrăcase lucra la muncă. Și poate m-am gândit, bă, uai, cât face omul ăsta să țină casa, să stea, el plătea chiria acolo în Anglia, el era baza casei. El chiar știe ce înseamnă familie să stea. Și atunci am zis, mi-amintesc și acum că am zis, bă, tată, eu chiar apreciez ce faci tu pentru noi. Cred că a fost printre singurele momente pe care le-am avut așa mai taci, da, mai la sentiment. Erați în Anglia atunci? Da, eram în Anglia. Mm-hmm. Bine, părinții mei încă stau în Anglia, părinții mei locuiesc în Anglia, da. A, și tu stai singur în... Da, eu am făcut the big decision să vin înapoi și să o iau pe calea asta cu TikTok, cu YouTube-ul, să fac ceva ce îmi place. Bine, am stat 7 ani de zile în Anglia, totuși nu e o perioadă de uitat așa. E o perioadă care m-a marcat și pe care o ador, efectiv. O ador pentru că m-am învățat o grămadă de chestii. Mi-a dat oportunitatea să am un job, mi-a dat oportunitatea să mă la facultate, să văd și cum e și acolo. Am avut foarte multe oportunități. Ce facultate ai făcut acum? Am fost la Northampton University și am făcut 2 ani de events management după ce a lovit pandemia. Mi-am cam băgat pula în ea la facultate, că s-a dusese tot. Eu eram deja aici, începusem să prind un pic de rici la oameni și m-am gândit, ori mă concentrez pe asta, ori îmi dau sufletul pe asta, ori îmi dau sufletul pe facultate, că nu am cum să le fac pe amândouă. Și am ales cu inimă. Păi și atunci dacă terminai facultate, ieșeai ce? Mă ocupam de evenimente. Eu voiam, sunt tot felul de evenimente. Sunt corporate events, sunt festivals. Tu poți să lucrezi la tot felul de evenimente. În Anglia are cele mai multe evenimente și de tot felul. Și puteam să mă duc pe chestia asta. De ideea era în felul următor. Eu am fugit toată viața mea de muncă de birou. Eu am lucrat la bancă, în Anglia am lucrat la asigurări și mi-a plăcut niciodată să stau în scaun câte 8 ore. Și...
am văzut treaba asta ca pe o oportunitate să nu mai stau la birou. Și după aceea am aflat eu, după un an și ceva de facultate, am aflat că de fapt joburile astea trebuie să te angajezi la o firmă, firma care se ocupă de evenimente, și tot la birou o să stai. Poate dacă crești tu peste 10 ani să te ocupi tu să fii matchmaker, să te duci la evenimente și să faci niște relații, poate atunci o să ai viața aia de faci tu lucrurile să se miște. Până atunci o să fii tot un mic șobolan care stă la calculator. Un desk manager. Exact. Și salariul era și mai mic decât îl aveam eu în momentul în care nici mă duceam la facultate. Și salariul de început era mai mic decât ce câștigam eu. Și s-a părut să o iau pe calea asta mă duc la muncă 5 ani de zile cu ideea că poate o să mă promoveze vreun șef sau vreun boss sau ceva, sau fac chestia mea, ce vreau eu să fac. Îmi iau soarta în mâinile mele. Că până la urmă, dacă mă duceam într-o companie sau depindeam de alții. Că așa se întâmplă mereu. Trebuie să te dai bine cu bossul, trebuie să fii bine, trebuie să fii mereu acolo. Mie mi se ia foarte repede de program, mie mi se ia foarte repede de făcut același lucru în fiecare zi și la un moment dat se vede dezinteresul pe mine. Sunt și foarte... citește emoțiile pe fața mea, se vede când sunt plictisit, se vede când sunt fericit, când sunt emoționat, știi? Ce-o pățuți mai fără? Și cam asta a fost și m-am gândit, bă, de ce să iau pe calea asta? De ce să nu risc anii ăștia? Până la urmă n-am copil, n-am nevastă, nu pierd nimic. Chiar nu am nimic de pierdut. Am zis, bă, încerc. Dacă o fi să meargă, bine. Dacă nu, Anglia tot acolo e. Eu un job și aici aș putea să-mi iau. Tot așa. Joburile o să existe mereu, dar oportunitatea asta și energia pe care o am acum nu o să mai am niciodată. Dar noi avem așa ceva oare la noi în țară, asta cu la facultate, să fii event manager sau chestii genul ăsta? Există așa ceva? Eu cunosc oameni care au făcut genul ăsta de... La noi în țară? Da. În Anglia... Sunt ignorant, nu știu, habar n-am. În Anglia sunt foarte multe ramuri pe care nici nu credeai că poți să te duci vreodată și există un curs la facultate să te duci să le faci. Sunt foarte... Nu-mi vine nimic în cap specific acum, dar sunt toate chestiile, orice vrei tu să te faci. Arheolog, dacă vrei să te faci, te duci la o facultate. Da, asta bine și la noi în țară, dar asta e, mi se pare foarte nișată treaba asta cu event manager. Și de asta nici nu m-am gândit vreodată că poate să fie predat. Predată ca materie. Și era asta. Un full-time curs de 3 ani. Deci era o chestie pe care o făceai 3 ani. Ce pula mea învățai în afară de bună seara, bine ați venit, am pus scaunele așa și v-am făcut un buchet pe masă și... Ai fi surprins. Sunt atât de multe chestii. Sunt health and safety pe care trebuie să le faci. Trebuie să gândești atât de multe lucruri înainte. Ce fel de eveniment este? Ce ne trebuie pentru evenimentul ăla? Tu aduni oamenii, tu aduni securitatea, tu trebuie să oferi accesibilitate pentru oamenii cu nevoi speciale. Sunt foarte multe lucruri care sunt... Logistica din spatele unui eveniment, în Anglia cel puțin, e extraordinară. E o adunare de forțe imensă ca să se facă un eveniment corporatist sau un eveniment la care sunt un număr considerabil de oameni. Da, la noi e mai simplu. Dar poți mi-adaug și asta la CV în momentul în care... Asta e bine. Înseamnă că știu și chestia asta. Și știi engleză de când ai plecat? Engleza este a doua mea limbă. Când eram în Anglia nu vorbeam nici engleză bine, nici română bine. Acum am început să mă descurc mai bine cu româna că na. Și parcă vorbesc și engleză un pic mai bine. Yeah. Da? Și știi și romales? Nu vorbesc țigănește. No? Nu vorbesc țigănește. Limba romanii s-a pierdut în familia mea, la generația mamei mele. Ei nu mai vorbesc. Mama e și tata ei vorbeau în țigănește, când nu voiau să le știm noi secretele, când aveau ei ceva de spus, vorbeau în țigănește în casă, dar mama înțelege oarecum mai bine decât mine și eu nu înțeleg deloc și nici nu vorbesc deloc. Deci și am făcut și limba romanii la școală, la liceu, când am fost aici în școală, că eu am intrat pe locurile de romi. Și am intrat pe locurile de romi și trebuia să mă duc la o oră de romanii, dar a fost super de treabă domnul ăla, chiar un super domn. Dar nu te-a tras niciodată să înveți? Mie mi se pare foarte șmecheră limba. Aș fi vrut, doar că ora de romanii trebuia să vin cu o oră înainte la liceu ca să particip la ora aia și nu prea mă duceam. Am înțeles. Asta. Deci vorba e perioadă până la urmă. Da. Că presupun că dacă acum ai avea posibilitatea asta, ai face-o, că îți dai seama că ți-ar prinde foarte bine, mai ales în ce faci.
Și mai ales ca să strângi comunitatea asta și mai bine, eu cred că ar trebui să fii dezvoltat și pe partea asta. Ideea în felul următor cu limba romanii. Este limba romanii care, pe care mi-a predat-o domnul la școală, care este cea mai formală dintre toate, dar sunt și foarte multe dialecte. Sunt foarte multe dialecte în limba țigană. Sunt spuitori, sunt ursari și nu știu exact cum și ce, dar vorbesc diferit, cu accente diferite și cuvinte diferite. Deci mi-ar plăcea mult să învăț limba aia ca la carte, dar nu știu cât de mult m-ar ajuta. Bine, și oricum toți țiganii vorbesc română. Da. Da, s-a românizat așa toată treaba. Într-adevăr. Bun, și te-ai întors, deci ai stat în Anglia 6 ani. 7 ani. 7 ani. Și după aia te-ai întors. Presupun că ai văzut acolo ce era de pierdut dacă pleci. Clar. Adică cred că ai regretat un pic la un moment dat. Ai stat așa. Cred că ai avut niște momente în care zici, bă, da, puteam să... Sincer, nu. Nu? Nu. Pentru că eu știu că lucrurile alea pe care le-am lăsat acolo sunt acolo pentru mine mereu. Pentru că Anglia e o țară foarte... care te așteaptă mult. Și eu dacă aș vrea să fac facultate, fac facultate și la 40 de ani acolo. Deci la facultate, să faci facultate la 40 de ani, nu e problemă. Da, doar că o să ai nevoie să... În primul rând că nu mai e în Uniune. Eu am actele. Am toate actele. După atâta timp am, da? Rezidenție acolo și pot să mă duc. Deci sunt ok. Sunt nice, acoperit. Nice. Sunt acoperit. Frumos, frumos. Bine, eu nici nu prea iau în calcul treaba asta să mă întorc. Pentru că îmi place mult. Sunt dependent de stilul de viață de aici. Îmi place mult acțiunea. Îmi place să fac lucruri diferite în fiecare zi. Îmi place să cunosc oameni diferiți în fiecare zi. Să nu știu, e o chestie pe care nu prea o ai acolo. Mi-a fost un pic greu să mă adaptez, pentru că englezii au o cultură foarte diferită. Să dau și un exemplu simplu. Eram la facultate și englezii, mă prietenesc cu niște englezi și problema lor era că, dar era o problemă gravă, vorbeau serios despre asta, neironic, că în căminele lor nu au cadă și nu pot să facă baie cu spumă și pot să facă doar duș. Și făceam baie la lighean, ține bune la cap. Pă bune acum, pă bune, astea sunt probleme. Nu am găsit middle ground-ul ăla, nu am găsit nici simțul umorului, nu e la fel. Nu, sunt multe lucruri care nu sunt la fel și nu am avut niciodată chestia asta. Eu sunt o persoană care poate să vorbească cu oricine, aproape, dacă nu ești nesimțit sau bădăran sau mafiot, vorbesc cu tine, n-am nicio treabă. Dar nu am găsit niciodată un teren comun cu eu, cel puțin. Sunt și alți români care s-au adaptat perfect. S-au adaptat perfect, dar în jură, printre dinți. Din ce am observat, din ce români mai știu de acolo, cam toți, adică de fiecare dată când vine cineva să ne ia de la aeroport, tot timpul e cu futul în gură să-i fut de... Știi? Adică s-a ajuns la nivelul ăla de românii îi fut în gură pe englezi că au venit să muncească la ei. Da, ceva de genul, știi? Ceva de genul, adică da. Adică tu în sfârșit ai... Zi cu aia că și tu ai fost. Deci ai o posibilitate de a câștiga niște bani ok, dar exact asta tipică, de o avem noi în sânge așa, de trebuie să fuți un pic în gură, că e și păcat. Îți dai seama, păi vina cuiva e că nu merge exact cum trebuie. Că în țară, dacă aveai posibilitatea aia, n-ai fi luat-o. Adică să fii, nu știu, cu 50 de lire mai puțin plătit, nu te-ai fi băgat. Da, în Anglia, nu zic tu, zic așa, în general, românul, jet by jet. În fine, și chestii rasism s-au întâmplat? Am avut o singură chestie. Că you look Pakistani și așa. Am avut o singură chestie cu rasismul. Chiar la facultate și eu am fost acuzat că o fată de culoare mi-a spus, încercam să explic ceva, să vorbesc ceva și eu am accent când vorbesc în engleză, nu am prins the British accent, vorbesc bine, mă exprim bine, doar că am accentul greoi de prusnac. Mm-hmm. It is what it is. The Eastern Europe. Asta e. Și fata aia mi-a spus foarte, pe un ton foarte nepoliticos, foarte rud, tu taci, că tu nici măcar nu știi să vorbești engleză. Ceea ce mie mi s-a părut rasism din punctul meu de vedere, pentru că, na, sunt străin nu, și încerc să vorbesc și astea. Și i-am spus și eu, bă, ceva de genul. Și a fost,
s-a supărat și o altă fată de culoare care era cu mine în grup, s-au supărat amândouă și am avut un big meeting la facultate pe baza de rasism și pe baza de ce au fost influențate vorbele mele de... că vorbele mele oarecum au fost influențate de rasa lor sau de culoare. Dar n-avea nicio treabă, n-avea nicio... Da, ai zis ceva legat de culoarea lor sau de rasa lor? Nu, am spus... Acum, dacă stau să mă gândesc bine, am spus că ele s-au luat de unde sunt eu și eu le-am întrebat, dar voi de unde sunteți, din Africa? Asta a fost. Asta a fost toată treaba. Și ele, fiind născute acolo în Anglia, au luat-o la heart, gen. Da, dar e aproape, e un compliment dacă erai născut în Africa, că ești mai aproape de origini, nu știu cum să zic. Adică am văzut foarte mulți oameni de culoare și în istoria Statelor Unite, cum era și cu Richard Pryor și cum e și cu Chappelle, vezi că ei se întorc... La origine. Adică, da, lasă un pic asta cu americanismul și se întorc la bază, la mama Africa, știi? Că își dau seama că de acolo se trage totul și de acolo ăla-i sângele și de acolo pleacă totul. Da, și bine, pentru civilizație. Asta a fost o singura chestie, a fost că am menționat Africa, că le-am întrebat de unde sunt din Africa. Și bine, m-a luat gura pe dinainte, aveam nervi deja, eu când am nervi simt așa cum mi se duce, nu știu cum a reușit, dar m-a mai enervat fata aia și am spus fix asta, dar nu a fost nimic de N-word sau nu, în niciun caz de culoare. Sau, nu. A fost efectiv menționarea Africii și s-a supărat și cealaltă fată. Bine, acum nu pot să le învinovățesc, dar da, eu am fost, cearta practic a pornit de la ele, dar am fost eu învinovățit mai rău. Da, în România ai avut parte de episoade rasiste? Nu am avut niciodată, pentru că mi-am asumat mereu. Am fost mereu, pe unde m-am dus am spus, bă, eu sunt țigan. Și în școală, când eram singurul țigan din clasă și la liceu când am fost singurul țigan din clasă, am zis, bă, eu sunt țigan. Dar școala n-ai făcut un ferentar? Ba da, am făcut 1-4 la o școală. E la margine cu ferentariu, e un pic Rahova, astea sunt scoase din context. Mie mi-a rămas în cap comentariile, bă, țărane, că asta nu e ferentar, e Rahova, dar e acolo. Și da, și... Iar un motiv pentru care ne certăm să mă... Da, și am fost 1-4 în ferentari și după aia m-am mutat mama la o școală puțin mai bună, 3 stații mai încolo. Rahova. Da, m-am mutat 3 stații mai încolo, la lume puțin mai elevat. Rahova, exact. Și după aia am făcut liceul, l-am făcut la Vilor, care... 2 stații mai încolo, efectiv, așa, și n-am avut niciodată nimic din ce pot să-mi amintesc. Nu, dacă mi-am amintesc acum, o singură fată mi-a spus treaba, dar m-a supărat rău de tot, că el a venit așa, pe nepregătit, a fost efectiv din nimic, nici măcar nu aveam nimic cu fata mea la liceu, că, dar măcar eu nu sunt țigancă. Și, da, dar ești grasă, Tatiana, ești grasă. Când vine ura, trebuie să dai cu ură. Asta e din nașpa. Da, 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 da. Cred că te plăcea, de asta. De asta ți-a zis asta. Că e încă vârsta aia, știi, la care dacă plași pe cineva, ești rău. Nu cred că am simțit-o în inimă. Nu cred. Da, bă, în inimă trebuia. Dacă altceva n-ai simțit în inimă, aia trebuia să simți în inimă. A, înțeles, a fost un fel de vendeta. Mai ales că tragem de Valentine's Day. Da, e răzbunarea aia, știi, de dacă dragoste pentru mine nu simți, măcar atunci să simți ură, dar ceva să simți, știi? Așa că Tatiana te-a făcut. Să știi că asta e cea mai bună mentalitate. Am, știi pe tipul care a făcut care a jucat în Breaking Bad de la bătrânul, nu Jesse, a scris o carte. Și am citit cartea lui, mi-a plăcut foarte mult, eu fiind fanatic și când a scos cartea am citit-o. Și mi-a rămas o chestie în cap de la el din carte, a spus, în toate proiectele mele, tot ce am făcut eu vreodată, golul meu a fost să atrag atenția omului, indiferent dacă este într-un mod pozitiv sau un mod negativ. Pe mine m-a durut mereu toată cariera mea când oamenii erau indiferenți față de mine, că asta a fost. Și mi s-a părut interesant. Bine, acum nici la modul să faci chestii de băsăracilor să-ți atragi numai hate. Trebuie să trezești ceva în oameni. De asta te duci tu. Am observat că e foarte important pentru tine în clipuri și în general pentru tine ca om, că ai vorbit și despre tine la un moment dat, că e foarte important partea negativă și partea pozitivă. Adică întotdeauna tu vorbești despre cele două extreme și când te plimbi prin ferentari, iarăși e vorba despre negativ și despre pozitiv.
tu pare că în sinea ta tu cauți partea asta gri de mijloc. Dar pare că cele două chestii sunt, adică pare că nu ai dezlușit până la urmă, până la capăt, în momentul ăsta, ce e cu adevărat negativ și ce e cu adevărat pozitiv. Pare, eu zic ce a apărut pentru mine. Să știi că ai un pic de dreptate, doar că, nu știu, pentru mine, ca om, nu prea există calea de mijloc sau ceva acolo, in between. Eu observ mult mai mult partea negativă și partea bună decât partea de in between. Poate așa sunt eu făcut. Dar chiar m-ai pus o gândură cu treaba asta și e... Cred că da. Cred că mă bazez pe mult. Caut să găsesc ori foarte bun în om, să găsesc ceva foarte bun în el, sau să găsesc sau mi-atrage atenția ceva rău. Păi da. Adică înțeleg perfect asta. Și asta e ți-am zis clar din ce faci. Dar cred că, adică în momentul în care e vorba de echilibru, cel puțin, echilibru e ăla de la mijloc. E ăla care ține în balanță și pozitivul și negativul. Mă gândesc că dacă reușești să identifici clar și să structurezi în minte ce e cu adevărat negativ și să structurezi în minte ce e cu adevărat pozitiv, după aia o să devii un om de mijloc. Fără să-ți dai seama. Bine, eu am foarte multe de învățat. Că n-ai cum să mergi așa, adică nu e... Știi când e tot așa, când eram mici și trebuia să pășim doar pe... Când erau pătrate din alea pe stradă. Să nu călcăm pe linii. Da, și să călcăm doar pe... Nu poți să mergi toată viața așa, știi, să faci doar hopuri din astea. Eu am foarte multe lucruri de învățat. Sunt conștient că am foarte multe lucruri de învățat și când... Și când fac ceva pe YouTube și când fac o emisiune și când vorbesc cu alte oameni, eu învăț continui. Și poate că da, poate că ai dreptate. Chiar o să reflectez asupra chestia asta, pentru că nu m-am gândit până acum că oscilez așa între negativ și pozitiv, dar ai dreptate într-un fel. Dar asta e ciudat, știi, că ți-ai zis din clipurile tale din Ferentari mai ales, tu întotdeauna tu ajungi la finalul lor să-mi arăți mie partea gri. Adică eu nu văd nici pozitiv, nici negativ acolo. De exemplu, când ai fost pe, cum se cheamă asta? Aleea Livezilor. Pe Aleea Livezilor, care e cea mai rău famată din Ferentari. Și ai vrut să arăți, asta s-a întâmplat după un clip, nu l-am văzut pe ăla, în care au venit niște străini în București uh-huh. și s-au dus să filmeze acolo, corect? Da. Și au asățat pe localnici sau au făcut ceva. Da, practic, e chestia asta, în Ferentari contează foarte mult atitudinea, cu ce atitudine te duci. Că dacă ai atitudinea aia de străin, shady, puțin frică, dar totuși vrei să faci ceva ce știi că nu ar plăcea oamenilor, dar totuși o faci de ascuns, te simt, văd. Și asta a fost chestia, dar nu a fost ceva extraordinar de bine. Dacă te uiți la videoclip, a fost gen, bă, închideți camera aia sau chestii din astea. Și erau câțiva drogați care le spuneau să facă treaba asta. Nimeni de la care să ai vreo pretenție. Și după aia s-au dus ei cu un alt drogat, i-au dat 50 de lei lui ăla sau câți bani i-a dat lui ăla și a început ăla să vorbească despre viața asta de drogat și de cum... Și cum e pe stradă. Și cum e pe stradă, da. Bine, exagera foarte mult. Păi am văzut după aia, da, din ce ai filmat tu, că asta s-a întâmplat, repet. Deci erau doi, te-ai întâlnit cu doi băieți care clar își băgau și în rest, doamna aia care te-a luat la așa cu copilul, și în rest nu s-a întâmplat absolut nimic. Adică era într-adevăr o chestie negativă, dar pizna mă, dacă e să cauți pe orice stradă, cred că din București, găsești o să găsești doi băieți care își bagă ceva nasol. Chestia e cu Ferentari, de ce sar foarte mult în ochi și chiar am descoperit asta de curând. Sunt foarte mulți băieți cu bezna minții care nu sunt drogați, sunt efectiv bombardieri, sunt dintr-o familie, au clan. Și hai să-ți povestesc. Eram cu un prieten de-al meu, luam masa în Ferentari, la o bodegă de acolo de la noi. Și a intrat un băiat, ceafă, lată, cel mai urât om pe care l-ai văzut în viața ta. Era urât rău de tot, era efectiv sub orice critică de, nu știu, că efectiv cum l-am văzut, am simțit nevoia să mă uit în altă parte. Și a intrat și vorbea foarte tare, era la modul, da bă, cu ăla să-mi aducă banii, bă, să-mi aducă banii. Și vorbea extraordinar tare, nu era nevoie să vorbească de tare, pentru că eram decât trei persoane în ăla. Era totul asta. Pe ca să-și impună statutul. Da, să-și impună statutul de macho, alfa. Și prietenul meu fiind mai
crazy așa mai nebun, se tot uita la el, gen, de ce vorbește așa de tare, știi? El a văzut că se uita prietenul meu la el, a plecat și după aia s-a întors. Noi aveam o conversație despre un băiat, am invitat eu pe un băiat să vină să facem un videoclip, băiatul ăla e persoană publică, nu vreau să-i spun numele, și nu a venit din anumite motive. Și când a intrat el, a auzit numele băiatului ăla. Să-i zici lui ăla, că a zis Mihăiță, nepotul lui Grigore, că-și bagă pula în familia lui. Și eram acolo, gen, da, da, nu suntem prieteni cu el sau nu, nu avem nicio legătură cu el și prietenul lui din spatele lui a stat, nu, stați liniștiți că chiar dacă erați prieteni cu voi, gen, nu se întâmpla nimic ca și cum. Și frate, ți-am spus că nu sunt prieteni cu voi, de ce vorbiți cu mine, gen, de ce înjurați pe ăla sunt pe mine, ce vreți să fac eu cu informația asta? Deci ce vrei să se întâmple cu toată treaba asta? Și la final asta m-a dat pe spate, a spus să zici lui ăla să-mi aducă banii că nu mai am bani, mai am decât 100 de milioane la mine. Scoate banii, muznar, începe să-i numeri. Coaie, ai zis că ai 100 de milioane, de ce-i mai numeri? De ce pula mea mai numeri? Pentru că se aștepta ca voi doi să vă ridicați de la masă și să fiți așa. Deci, stați cu el până la 100. La asta se aștepta. Avea Vio o glumă foarte bună vis-a-vis de asta și că asta e din totdeauna la noi. Era un tip, să mă ierte cu povestea, dar mai povesti și el așa. Era un tip la el în cartier care avea mai mulți bani decât restul. Și venea la ei așa în cartier și zicea, a fost și a mâncat acum o pizza. Și era cu bonul așa. Și le dădea bonul. Să vadă pe bun cât a costat. Nici nu mai știu cât a fost. Să dădea bunul la băieții. Să se uite băieții. Da. E normal, mă. N-ai, nu... Sunt foarte vocali. Îi vezi. Nu ai cum să nu-i vezi. Știu, dar pe de altă parte, asta e slavă Domnului, nici nu mai ești mecheria ca pe vremuri. Da, nu mai ești. Că, acum, că dacă era pe vremuri, îți luai bătaie. Da. Cel mai probabil. Dacă... Acum știu, băieții, că... Adică de când sunt clipurile astea, știi, care nu sunt doar de la șmecheri care își fac ei clipuri și așa, sunt și de la poliție care vine și te ia, nu mai ești așa șmecher, că îți dai seama, pușcăria nu e bună pentru nimeni, însă absolut, oricât de coaie ai tu, tot te dai cu capul de pereți, așa, unul la mână, doi la mână, asta, un telefon la poliție și... Să-i... Adică dacă nu sunt oameni care au probleme cu adevărat la cap și au doar zi macioisme din astea de hai să demonstrez cât de șmecher sunt eu, n-ai nicio problemă teoretic. Și în momentul ăla nu trebuie să te supere, că la asta voiam să te ajung. Adică nu trebuie să ignori total că s-a întâmplat chestia asta. Mie mi-a stricat ziua. Mi-a stricat ziua, nu ziua, cred că mi-a stricat 2-3 zile după aia. Am spus tuturor povestea asta. A fost pe mine pentru că mă stau așa și mă gândesc câteodată câtă bezna minții să ai, ăștia sunt fix băieții aia, bărbații aia care văd o fată frumoasă pe stradă sau o fată efectiv să pizdă să aibă și sunt ce faci fă? Vino funca, nu vrei fă? Băgă-mi și pula morții tăi de zdranță. Fix ăia e teribil. Și e chestia asta de, sunt foarte puțin ferentariu. Nu știu, eu îl compar așa cu o junglă. Te duci de 10 ori într-o junglă și vezi pula mea frunze și nu vezi nimic special. Dar poți să te duci odată după alea 10 ori și să găsești ceva mișto, știi? Ceva, o plantă medicinală sau orice. Sau poți să te duci și următoarea dată să găsești un șarpe care să te omoare. Gen, exact chestia asta. E ferentare de multe ori de câte te duci, nu se întâmplă nimic special. Dar poți să te duci odată și să dai de niște băieți super talentați sau de niște copii super buni, ceva super pozitiv, sau poți să dai de ceva super negativ. Exact chestia asta. Deci exact ce te preocupă pe tine. Dar vezi că totuși în alte 10 zile e gri. Da, e gri. E la mijloc. Nu se întâmplă nimic. Poți să treci pe acolo. Bine, eu poate sunt și așa... Îmi plac extremele. Poate e chestia asta la mine. Da, e clar. Știi de trupa aia de teatru din Ferentari? Știu că e o trupă de teatru în Ferentari. Cred că știu. Sunt copii de la 136, dacă nu mă înșel, școala 136. Nu mai știu exact cum se numea trupa. Da, nici eu nu mai țin minte. Știu că au jucat într-un film sau ceva de curând. Știu că a fost o chestie în asta, parcă. Și au luat și un premiu. Chiar nu știu. Știu că băieții de la Ghetto Gang au fost în clubul ăla. Că
ei au stat acolo pe Alea Livezilor și școala e foarte aproape de Alea Livezilor. Băieții ăia trei care au fost la tine la... Da. N-am ascultat niciodată ce fac ei. Fac trepăreală? Da, fac trepăreală. Fac trepăreală. Da, sunt super talentat, sunt super, super mișto. Ce apreciez iarăși la ei? Că știu să vorbească cum trebuie. Da. Sunt foarte bine articulați. Sunt foarte bine articulați și sunt super băieți. Chit că o arc cu Wiz Khalifa ești. Da. Bine, e industria de așa natură. Cred că se numește Playhood, trupa de teatru. Chiar nu știu, chiar o să mă interesez. Da. Mai nou, că voiam să zic și de chestia asta, noi facem niște cursuri de impro aici la club. Super. Și dacă vrei să vii, și asta e valabil pentru toată lumea. Mi se pare că improvizația ajută foarte mult orice îi faci în viața asta, că te pui în mintea ta în... Uite. În diferite situații. Deci, da, trupa de teatru Playhood, studiourile Ferentari și asociația Zi de Bine. Iată, am spus că tot a trebuit să menționez asta. Așa. Și asta mi se pare foarte tare, că în general și la noi în Focșani era aceeași chestie, când se făcea, încă se mai face, Steful, stagiunea teatrală a elevilor focșanieni, erau foarte mulți golănași care veneau la teatru, să facă teatru, care n-aveau un viitor altfel foarte bun. Eu sunt absolut convins că deși n-au făcut asta în continuare, adică nu s-au apucat de actorie, e influențat. Bă, oriunde s-au dus, sunt absolut convins că i-a ajutat enorm, enorm. Se vede, și nu știu dacă ai observat, dar și la tine se vede chestia asta, dacă te compari pe tine cu unul din 10 băieți de 24 de ani, în momentul ăsta, tu o să vezi că ai o anumită deschidere în ochi. Nu știu dacă îți dai seama de ea. Dar eu observam atunci, în perioada aia, când îi vedeam, după ce am crescut un pic și eram printre 11-12, și vedeam pe ăștia care veneau între a noua la stagiunea teatrală a elevilor focșăneni și erau curioși, băi, aveau alți ochi. Se vedea pe ei că au nevoie de deschidere și au nevoie să învețe lucruri. Și mi se pare foarte frumos și mi se pare o cale spre o viață mai bună. Pizdamaș, nu știu de ce am zis asta. Mi se pare că dacă știi să te exprimi corect și să vorbești corect, te ajută foarte mult în viață. Dacă știi să porți o conversație, să fii mult, nu știu unde am citit chestia asta, nici măcar nu știu dacă e adevărată, dar făcea sens în capul meu, că oamenii bogați nu își îndrumă copiii să se ducă să facă master-uri în business sau să facă alea. Nu, îi trimit să facă undeva comunicare. Să vorbească, să învețe să vorbească bine, să muște cuvintele cum trebuie, să când intră într-o cameră și vorbesc, lumea să asculte. Mm-hmm. Și mi se părea interesantă chestia asta. Dacă știi să vorbești, până la urmă asta e cel mai important, te descurci în orice domeniu. Dacă știi să-ți impui punctul de vedere într-un mod corect și într-un mod fără să bați cu pumnul în masă. Asta zic. Dar ai și alte idei de a crește comunitatea din Ferentari? Sau comunitatea ferentarială? Sincer... Te-ai gândit până acum? Sincer, eu, pentru mine, cum văd eu toată treaba asta din ferentari, de la mine pleacă totul la copii. Noi trebuie să stăm să ajutăm copiii, pentru că e foarte greu. Și, bine, nu mă înțelegeți greșit, eu nu consider că dependenții de heroină sunt doar niște drogați nenorociți, pentru că nu sunt. Aia e o boală. Dependența aia de droguri e efectiv o boală. Drogul ăla e un drog foarte, foarte puternic, cel mai puternic drog. Și efectiv nu ești tu când te droghezi. Ca o mică paranteză, m-am întâlnit odată cu un băiat în mașină, chiar nu aveam baterie la telefon atunci, m-a cunoscut de pe TikTok. Și eu în mașină, în autobuz. Și eu veneam, el m-a recunoscut și i-am întrebat ce faci, ești de pe aici, că am văzut că se duceau spre Alea Livezilor, știi? Face nu, mergem să ne luăm o doză. Și băiatul era super bine îmbrăcat, era super ok, știi? Și am stat un pic de vorbă cu el, un pic mai mult chiar, și l-am întrebat, dar de ce faci treaba asta? De fapt că ești bine îmbrăcat, că ai bani, că ai asta. Bă, frate, am încercat să mă las. Vorbesc două limbi străine, vorbesc engleză, vorbesc italiană. Am fost plecat în Anglia, am fost manager în Anglia la un warehouse, la o fabrică. Am chestiile astea, am familie, am copil, am încercat să mă las pentru copilul meu. Efectiv, de fiecare dată când am încercat să mă las,
nu am putut și uite mă, sunt aici. Dacă poți tu să faci ceva, dacă poți tu să faci ceva, eu vin și vorbesc cu dragă inimă, să vorbesc despre tot ce se întâmplă. Băiatul foarte bine articula, vorbea foarte bine, foarte bine. M-a impresionat profund băiatul ăla. Și mi s-a părut extraordinar de, nu știu, șocant, că sunt și felul ăsta de oameni. Nu sunt numai ultimele ciori în culte care se duc și se droghează. Ăsta face o greșeală. Why did you say ciori în culte? Pentru că, nu știu, așa simt eu că e percepția oamenilor care nu stau în ferentari și care nu... Și asta care... voiam să lămuresc, da. Mulțumesc. Da. Și, da, ei sunt o grămadă de oameni și oamenii trebuie ajutați. Dar, din punctul meu de vedere, ce aș prioritiza eu, dacă aș putea, copiii. Pentru că copiii sunt... Copiii sunt tot ce avem. Copiii pot face diferența la modul, bă, părinților... Părinții copilului sunt așa, da? Sunt drogați sau nu sunt acolo lângă el. Noi putem să ajutăm copilul ăla să facă ceva mai bun în viață. Că dacă îl lași acolo în mediul ăla, sunt bune șansele să o ia și el tot pe calea asta. Ai văzut filmul Toto și surorile lui? Nu. Ți-l recomand. Aia e cu adevărat fața ferentarului de acum 10 ani de zile. Un băiat de la Ghetto Gang, Totonel, băiatul care stătea în mijloc, el este filmul despre viața lui și cu surorile lui. Mama lui era la pușcărie, el era crescut de surorile lui într-o garsonieră de drogați. E pe YouTube? Nu, este pe HBO. E pe HBO, n-am apucat să vă corect, da. Pe HBO. Și e extraordinar, dacă o sărăcie Lucie, stăteau, eu m-am uitat de 3 ori la filmul ăla. Și nu-mi venea să cred, și eu am crescut acolo în cartier, în ferentare. Bine, nu am crescut în ghetouri, dar am crescut acolo în cartier. Făceau un aragaz dintr-o bucată de cretă de aia mare, nu știu cum se numește. De cărăm... nu. BCA, da. BCA, așa. De BCA, cu o liță, săpau șanțuri așa în BCA-ul ăla și puneau lița așa și după au conectat la o baterie de mașină și așa făceau mâncare. Așa făceau mâncare. Și mi s-a părut pe bune, ai deschis ochii după filmul, vezi adevărat cum e viața. Copilul ăla a trecut prin foarte multe lucruri și acum e bine. Acum are trupa lui, e ok din toate punctele de vedere. Îl salut pe această cale, te pup, Totonel. Dar aia e fața cu adevărat. Nici nu filmele care s-au mai făcut despre ferentari, soldații din ferentari cu Dan Bursuc sau ce. Nu. A fost teribil. Dar filmul ăla cu adevărat ce se întâmplă pe alea livezilor, chiar și acum... Că sunt copii mici care calcă în siringe la drogați, că na, așa e. Da, mi se pare foarte frumos așa, că e clar că ai exemplu de la tatăl tău care n-a plecat și acolo și mi se pare foarte bună conexiunea asta, chit că părinții sunt așa, exact cum la el tatăl lui a fost așa, asta nu înseamnă că el trebuie să fie la fel. Și mi se pare foarte bună logica asta în a ajuta copiii de acolo să nu fie cum sunt părinții lor, dacă sunt așa, că poate pur și simplu chiar niște oameni care au probleme, pentru că na, se întâmplă asta. Știu că sunt foarte mulți și eu, de exemplu, nu, eu nu credeam în ghinion. Eu nu credeam că poți să trăiești și să ai doar ghinion. Am zis că nu există așa ceva. Bă, sunt oameni care chiar au încercat, bă, în viața asta. Bă, dar le-a dat să sară la din căpătăi. Toate punctele de vedere, că și-au pierdut familie, că și-au, mi se pare incredibil. Și dacă nu ești în situația aia, automat nu poți să faci decât să, în cel mai rău caz, să judeci sau să te blochezi la un moment dat și să zici că nu există așa ceva. Să ai senzația că aia nu e, n-are nicio legătură cu realitatea. Și să efectiv să nu o iei în seamă și să-ți vezi de viață. Să te compori ca și cum nu există. Da. Dar ce am învățat iarăși e că de multe ori pățești lucruri pe care nu le crezi. Asta mi se pare iarăși foarte interesant. Cum ar fi? Nu știu, de obicei așa. Că nu crezi, de exemplu, că o să ai vreodată un accident de mașină. Bă, s-ar putea să... mai așteaptă. Înțeles. Că n-ai de unde să știi. Să-mi bat pula, e atât de... În fine, dar asta e aroganța oamenilor și autosuficiența lor, pleacă din faptul că n-au pățit nimic rău până în momentul ăsta. Până în prezent. Mi se pare o sinteză bună la cred, toată chestia asta. Cred. S-ar putea să fie. Bine, sunt mulți factori în viața unui om. Sunt foarte, foarte mulți oameni care sunt impasibili la multe lucruri și nu-i mișcă mai nimic. Sunt
Când dai doar exemple, iartă-mă, superficiale în viața asta, e absolut normal să, adică dacă, nu știu cum să zic, pentru un om s-ar putea să fie suficient că la finalul lunii are 1500 de euro. Da. Și nu că e suficient. E ceva cu care se poate lăuda. Și ăia 1500 de euro pentru el vor însemna tot. Că e bărbat, că e femeie cu adevărat, că are control asupra vieții comparativ cu alții care îți vai morții lor, știi? Și așa mai departe. Dar, iarăși, nu poți să înțelegi asta pentru că nu ești în situația aia. Cum pula mea să înțelegi? În fine. Suntem cu toții diferiți, cu toții avem priorități diferite în viață. E excepțional cât de mult semănăm și cât de mult nu semănăm în același timp noi ca oameni. Avem atât de multe lucruri în comun, cum ar fi sketch-urile mele cu părinții care vă băteau când erați mici și foarte multă lume, că de asta prind, că sunt relatable, știi? Sunt băi, și mie îmi făcea mama. Prea relatable. Da, sunt relatable. Aia cu, iartă-mă, iartă-mă, întrerup, îmi cer scuze, da, aia cu colegii tăi au două capete, mă. My God. E atât de relatable aia, când a făcut sketch-ul așa și maică s-a zice, ala, ăla de ce a putut, mă? Ăla are două capete? Esență. Eu mi-amintesc toate moralele pe care mi le-au ținut mama și tata. Mi le amintesc și acum. Mi amintesc fiecare cuvânt cu cuvânt, chiar dacă ei credeau, lasă-le, Leno, lasă-l că pe urechi intră pe alta ies. Eu mi le amintesc și în momentul de față. Era extraordinar, era așa ca un good cup, bad cup la un moment dat, da, era da. Eu pe un scaun în bucătărie, scuze. Era Veioz, eu în față. Da, eu cu un scaun, pe un scaun în bucătărie și făceau așa păture, știi? Ei mai oboseau din vorbit, dar eu nu oboseam niciodată din ascultat. Că eu nu spuneam nimic, efectiv, eram acolo cu capul în jos, mama făcea scenariile ei, dar nu, că îi arunc ghiozdanul. Și îmi luau ghiozdanul, l-arunca pe scară, eu începeam să plâng, tata, dar nu, lasă-l, mâine cu mine la muncă, îl iau, cât nu-i place școala, să vadă cum e pe șantier, să se chinui, să vadă chinuiala cu adevărat. Și, nu știu, chestia, mi-amintesc tot, știu tot, cuvânt cu cuvânt, pe de rost, tot ce-mi spuneau. Bine, n-am fost un copil traumatizat. Mie mi-a plăcut copilăria mea, am avut o copilărie mișto. Chiar a fost o copilărie în care am avut suficient, n-am avut prea mult din nimic, n-am avut prea mult din ceva anume, am avut suficient. A fost o cale de echilibru și părinții mei au ținut un echilibru acolo, dar asta era boala părintelui românesc să înveți, să nu ajungi ca ei, să fii mai bine. Asta era. A fost foarte bună și aia cu... Cred că ți-am dat noi prea multe. Că eu n-aveam. Dar tu prea le-ai avut pe toate și de asta. Eu că n-am avut, aia cu... Eu mă rugam de mama să mă lase la școală. Doamne. Excepțional. Da, păi mama chiar așa îmi spunea. Eu mă rugam de mama, că mama și-a crescut frații oarecum. Ea fiind unul din frații mai mari, ăia lanții care au venit după, au căzut oarecum în grija ei și a ei. Și tot timpul avea chestia asta că mă rugam de mama și de tata să mă lase să mă duc la școală. Mă rugam, dar nu, eu am stat să-mi cresc frații, plângeam și când mă duceam, învățam, mă chinuiam, luam și de la ala, dăm caietul. Era, le știu pe de rost, că mi l-am spus de foarte multe ori. Și drumul ei până la școală părea că trece prin lavă încinsă, pe 4 continente, părea școala aia pe timpul comunismului, părea departe rău de normal. Tot. Normal, dar tot timpul școala era departe problema comunismului. Da. Acum e prea aproape. Da, Acum e prea aproape. Și totuși fiind prea aproape, tot ne ducem, sau își duc oamenii, copiii la școală cu Mercedesul. Asta mi se pare, da... Dar iarăși, știi, nu ești în situația aia, dar chiar ți-ai dori copii la vârsta asta? Adică ai senzația că dacă ai 24 de ani, nu contează și nu e un impediment și poți să ai copii? Bine, părinții mei au avut copii la 18-19 ani și eu pun în paralel acum, eu nu m-aș descurca cu un copil acum, la 24 de ani. Și asta e alt lucru pentru care îi respect pe părinții mei. Poate nu m-au crescut ca la carte, dar m-au crescut cât de bine au putut ei în... cu ce le-a fost dat, practic, ei erau niște copii, asta e la 18-19 ani, un copil, cu alt copil, și el și crește-l. Și eu zic că m-au crescut cât au putut ei de bine, poate mai bine decât li s-a permis. Și
asta e chestia. Eu nu, și ca să vă spun la întrebare, acum în momentul de față nu mă văd. Eu nu mă văd nici cu relația acum în momentul ăsta de față. Păi e greu cu relațiile în ziua de azi. E greu cu relațiile în ziua de astăzi și e foarte greu când încerci să explici anumite lucruri, fată, lasă-mă în pace că lucrez, uite, fac treaba asta cu cineva, sunt cu cineva și după aia îi spui, îi arăți ce ai făcut. Dar nu prea îmi place cum te uitai la fata aia când vorbeai cu ea în interviu și nu... Ești prostă? Asta ai înțeles tu din toate, cum mă uitam eu la ea? Cum mă uitam la ea? Mă uitam ca la un om. Că da, dar la ceilalți băieți nu te uitai. Păi da, dar erau băieți, asta e fată. Asta e fată, e altceva. E altceva, mă uitam. Nu știu cum mă uitam, dar dau treaba o chestie asta, nu știu, să facă lucrurile complicate din punctul meu de vedere. Și noi le avem pe ale noastre. Da, am văzut că ai zis că te-ai apucat de TikTok. După despărțire, că și eu mi-am dat seama că după despărțire devin mai productiv. Da. Iartă-mă. Zi-mi de TikTok un pic, pentru că iarăși îți convins, dar s-ar putea să fie o preconcepție că oamenii ăștia care se uită acum la noi nu au o părere bună despre TikTok ca platformă și voiam să te rog să le... stai să mă exprim clar, că mi-am scris aici undeva. Așa. Voiam să te rog să recomanzi, să le spui oamenilor ce ai recomandat tu sau de ce le-ai recomandat tu să aibă TikTok pe telefon. Nu vă recomand să aveți TikTok pe telefon. Dacă n-aveți, nu vi-l luați. Dar tu totuși acolo ai început. Acolo am început. TikTok pentru mine e o platformă extraordinară pentru că poți să crești foarte repede, poți să-ți promovezi anumite chestii și lumea poate să te vadă foarte mulți, foarte repede. Asta e partea mișto la TikTok. Uh-huh. TikTok ce a devenit, TikTok-ul din România cel puțin, ce a devenit în ultimele luni sau alea, e ceva atroce. E TikTok-ul, cum îl văd eu acum, e ca un cimitir de mașini, știi? Sunt numai gunoaie, dar poți să mai găsești o piesă mișto într-o mașină, știi? Sau ceva de care ai tu nevoie. Aia e TikTok-ul. Găsești foarte mult junk, dar poți să mai găsești ceva mișto. Dar știi că, de exemplu, algoritmul de la TikTok e unul foarte dubios așa și înțelept făcut. În funcție de cât timp petreci la un clip, el îți calculează și îți va recomanda doar clipuri de genul ăla. Da. Și de asta pierzi foarte mult timp pe TikTok. Unul la mână. Doi la mână. S-ar putea, în momentul în care există gunoaie care îți apar acolo, de exemplu cum aveam eu la un moment dat, când dădeam în sus, era un clip normal, după aia o fată cu tâțe mari, după aia un clip normal, după aia cred că toată lumea pe TikTok, mai ales bărbații, au asta așa. Pac, tâțe mari, pac, tâțe mari, pac, tâțe mari, tâțe mari, tâțe mari, tâțe mari, pac, clip. Bămâine, nomenă, zană, tâțe mari. Da. E un algoritm. Ceea ce înseamnă că am petrecut foarte mult timp, da? La un moment dat, la un clip cu o fată cu tâțe mari. Tu cu toți am avut perioada asta în viața noastră. Bine, nu mai zis da, că acum unchiul meu a fost cel mai bun. S-a uitat tot așa foarte mult timp, s-a uitat la o tipă, mamă, ia uite ce mișto e asta, e marfă de gagică. Și era transexual, știi? Și ea părea numai transexual. Și nu înțelegea de ce. Și era unchiul meu pe gen, bă nene, m-am uitat și la un videoclip cu una că nu știam că e bărbat. Și acum mi-apare numai de ăștia. Ce fac? Nu știu acum, vorbește cu TikTok-ul, că e algoritmul tău. Sună TikTok. Ți l-au calculat. Auzi că îți plac bărbații care sunt femei acum, dragul. Nu știu. Dar se resetează și ăla în timp. Da. Deci n-ai recomandat TikTok? Nu. Niciun caz. Dacă nu aveți, nu vi-l luați în telefon, că e o pierdere de vreme. Eu ce am văzut acolo și mi-a plăcut foarte tare. Adică sunt chestii pe care ai dreptate, le descoperi dintr-o mare de aceleași lucruri, la un moment dat chiar descoperi chestii. De exemplu, e un tip și au apărut și la noi în țară doi tipi care fac chestia asta. E un tip care gătea și înregistra la secundă, știi, în momentul în care toca ceapa, în momentul în care... Bă, și gătea numai în păduri, lângă râuri. Ai, știu, sunt înnebunit. Și era doar pe sunet. Bă, mi s-a apărut... The motherfucking shit când l-am găsit pe ăla. Deci aveam gătiță-ți mari, gătiță-ți man, numai așa era. Da, știu pe tipii aia care gătesc. Și eu sunt nebunit cu gătitul și cu treburile de genul. Și când e secunda și tăiatul și la sfârșitul minutului îți arată produsul finit, e mișto rău. Exact. E satisfaction.
Spune-mi, te rog frumos, că am observat că ai aceeași problemă pe care o am eu. Adică spui despre tine că ești prost. Tu chiar consideri asta, că ești prost? Nu, nu consider că sunt prost. Și atunci de ce o spui? Că așa simt în momentul ăla, că când am unele momente de prostie. Dar eu sunt foarte dur cu mine. Eu de obicei, bine, mai am și momente în care devin obsedat cu un videoclip pe care l-am făcut. Din nou, de extremele. Ori nu-mi plac deloc, majoritatea videoclipurilor mele nu-mi plac. Oamenii nu pot să se uite la videoclipurile mele, nicuie aici poate să spună. Nu se uită la videoclipuri cu mine când sunt eu în cameră. Eu nu pot să fac treaba asta. Îmi dau cringe maxim. Nu-mi place deloc. Ați da cringe maxim în limbajul tinerilor înseamnă că te simți total inconfortabil văzându-te în situația exact. Aceasta. Îți mulțumesc frumos pentru traducerea. Nicio problemă, asta niște. Pentru ăștia, pentru noi, pentru... Pentru restul. Pentru majori. Deci da. Și de asta am chestii când sunt foarte dur cu mine. Sunt foarte dur cu mine și simt că pot mereu mai bine. Simt că pot să fac mai bine. Simt că nu am dat tot în ziua aia. Simt că am chestia asta mereu. At the end of the day, când fac o retrospectivă, am și zile în care sunt mulțumit, dar nu multe, pentru că majoritatea timpului sunt panara, mă, domn. Ce s-o cotim? Sunt panara, mă. Panara, mă, de om. Sunt panara, mă. Dar povestește-mi și de Nicu. Chiar voiam să te întreb, nu știam că vine și el. În primul rând am văzut că la un moment dat ți-a ies într-un clip în care, mă, în ăla cu de ce îmi răspund fetele, parcă, e unul dintre ele, care e iarăși foarte mișto, așa, cu mesaje de la băjeți. A fost unul care a fost absolut senzațional când zicea unul, deci a dat mesaj: hei, ce faci? După aia nimic. Bună, ce faci? După aia: hei, ce faci? După aia: bună, ce faci? Și a zis Emil foarte drăguț așa, a zis că înseamnă că n-ai găsit ritmul, că ai dat prea, adică prea ai alternat așa, hei, ce faci, dacă te dai doar bună, ce faci, bună, ce faci, bună, ce faci, la un moment dat poate să e spun. Inconsistența, a fost inconsistent, da, băiatul, n-a fost, da, n-a primit răspuns. Și la un moment dat ai zis tu că ai un tic, aveai, nu știu dacă îl mai ai, ăsta așa. Și da. Zis, nu mai sugi atâta ăla. Și s-a văzut pe tine, chiar te-ai enervat așa cu: bă, dar chiar mă faci să mă simt proșe. Dar îmi dau seama cât de mult bine îți face Nicu pe de altă parte. Jur, Nicu, când m-am apucat eu de treaba asta cu YouTube și când am postat primul meu videoclip din Ferretare, care a devenit oarecum viral, a făcut vreo 50.000-60.000 de vizualizări pe YouTube, which is something, mi-a spus: bă, haide să lucrăm împreună, hai să facem. Și eu... Tu ești tot din Ferretare? Da, am copilărit împreună, am fost prieteni amici, mă știe domnul. Și mi-a spus: hai să lucrăm împreună. Și eu am spus: nu știu, bă, eu fac bine singur, mi se pare mie, după videoclipul ăsta. Filmează-l, mă, și pe Nicu un pic. Ia, mă, că nu știe lumea, adică nu știe, nu vrei? el e omul din spatele camerei. Gata. Și deci cam Mădălin Cârșe fără top 7. Gang. Și mi-a spus omul meu: hai să lucrăm împreună. Și eu am: bă, nu, bă, că n-am nevoie de tine oarecum, mă descurc bine singur. Și după aia am stat, eu m-am gândit, am pus în balanță, dar nu la foarte mult timp după ce mi-a făcut el propunerea: hai, mă, să lucrăm împreună. Și a venit el, ne-am făcut un studio la mine în garaj, la mine acasă. Și ne-am făcut un studio acolo, l-am amenajat cât de bine a putut. Și la un moment dat studioul a căzut. A căzut efectiv. Placa de rigid de sus a căzut. Era o magazie acolo făcut și era făcută să nu reziste. Și a căzut studioul pe noi. Și atunci am văzut eu cât de dedicat e Nicu acestui proiect, pentru că noi când am mutat studioul în altă cameră acelei magazii, dar am reparat acoperișul, so it's ok, a venit cu inițiativa: bă, hai să punem burez pe perete, hai să facem aici mișto, hai să-l izolăm fonic, hai să facem treaba asta profi. Eram, bă, nu știu, că nu prea am bani, nu prea vreau, lasă-mă că dau eu. El a venit cu banii lui și a băgat bani în bureți la mine acasă, cum ar veni. Și eram gen, și de asta am zis că orice s-ar întâmpla cu proiectul ăsta, oricât un leu, 2 lei, 3 lei, cât să câștigă, dar alea e și Nicu cu mine, că nu are cum să nu fie, pentru că el a fost acolo de la început. De la început, când nu erau vizualizări, nu era nimeni acolo și suport moral și... de toate, chiar a fost acolo. Bine, eu cu el avem multe divergențe și suntem, să nu înțelegeți că e lapte și miere, că eu cu el din nou vorbe ne contrazicem 10,
Suntem... E perfect, înseamnă că evoluați. Suntem... E bine să nu fiți de acord. Nu suntem pe aceeași undă când multe, multe, multe subiecte. Dar pe partea lui, pe partea lui de filmat și de editat și cu ce, tot ce mă mai ajută el, e exact de ce am nevoie și chiar mai mult. Pe mâine. Deci găsiți-vă un Nicu dacă aveți... Serios, e foarte important să... Foarte important să ai un om acolo care să te susțină. Felicitări. Bun. Și acum la final vreau să te întreb. Există Dumnezeu în ferentari? Da, că sunt toți religioși. Majoritatea oamenilor sunt religioși în ferentari. Sunt mulți. Și acum au venit și biserici pocăite și sunt o grămadă. Nu e, eu nu cred că există atei în ferentari. Marea majoritate. Sunt foarte credincioși majoritatea oamenilor. Deci da, există Dumnezeu. Și există mereu vorba asta de vezi ce faci că te vede Dumnezeu. Deci și pe străzile alea unde e sărăcia aia luci, zici că există credință. Există credință. Există credință mai mult decât în alte locuri mai ok. Și... sau mai veritabilă decât în alte locuri. Da, e credința în Dumnezeu e acolo, e în oameni. Există foarte adânc, e rădăcinată bine ferentari credința în Dumnezeu. Și am văzut mulți oameni care sunt foarte recunoscători și pentru puținul ăla pe care îl dau Dumnezeu. Sunt mulțumim lui Dumnezeu și pentru atât. Noi măcar suntem sănătoși, măcar mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși. Și asta e partea aia bună a credinței. Dacă mă întreb pe mine, asta e cea mai bună parte a credinței, the purest form pe care poți să o ai pentru credință. Mm-hmm. Și da, nu am nicio treabă cu asta. Mi se pare chiar frumos. Mi se pare mișto. Pentru tine există Dumnezeu? Nu știu, e o întrebare grea. Nu știu, depinde. Depinde ce înțelegi prin Dumnezeu. Ce înțelegi prin Dumnezeu? Nu înțeleg prea multe prin Dumnezeu. Nu știu dacă este un bătrân deasupra cerurilor care ne spune nouă ce să facem și el ne scrie soarta și asta. Nu cred că e treaba asta. Cred într-o forță divină. Cred în ce pui în univers, aia primești înapoi. Mi se pare mai veritabil, mi se pare mai autentic. Nu știu, până la urmă trebuie să avem și noi un say în ce facem pe pământul ăsta, știi? Nu poate să fie doar ce a fost scris. No, cred că e noi. Noi ne decidem soarta, noi spunem ce și cum și ce dăm și ce punem în univers. Dacă punem ură, o să primim înapoi. Cred asta. Cu tării. Păi îți mulțumesc foarte mult și dacă... Nu știu, dacă o să vă gândiți la proiecte pentru comunitatea din ferentari, noi aici cu drag vă așteptăm și dacă vreți să vorbim despre asta oricând. Rămână. Dacă vreți să vorbim despre clipuri amuzante sau vreți să râdem, vă așteptăm oricând. Și da, deci în general vă așteptăm oricând. Și îți mulțumesc foarte mult că ai venit și mă bucur că ne cunoaștem. Mulțumesc foarte frumos de invitație și vreau să spun că pe noi nu e nevoie să ne inviți de două ori, că venim, chiar venim. Nu? Veniți. Vă aștept cu drag. Mulțumesc frumos de invitație. Și eu mulțumesc că ai venit.